Vezi, nu e bine nici așa, să ai prea mult. E ceva real în asta sau nu are nicio legătură, pur și simplu structura psihică a persoanei? Mă gândesc că acolo de prea mult bine, dacă nu cumva construiesc, tot la fel vorbim de persoane, de vedete, practic, nu știu, m-aș duce tot către... Depinde ce structură de personalitate au, nu vrem să punem acum diagnostice, însă mă gândesc că poate toate accesoriile alea sunt din nou construcții pe un sine fals. Dau un exemplu cum este și narcisismul și știm că de cele mai multe ori...
situații care nu-i aduc fericire și o să vedem la final că a dispărut mâncatul compulsiv ca prin minune. Cum? Pentru că și-a readus practic și-a reechilibrat autentic mecanismele prin care își aduce fericire în viața ei. Prinde curaj să rupă un proiect pe care poate îl făcea la muncă și nu-i plăcea și atunci începe să se reconecteze, să-și aleagă un alt job sau să facă independent profesia pe care profesia care îi plăcea cu adevărat. O să vedem că începe să rupă, pentru că nu va fi de fiecare dată când vine omul în terapie, nu o să aibă curaj să rupă exact problema din spate, cea mai mare. Va începe să-și facă practic exact, să-și facă mâna, să zic așa, exact cu chestiile astea mai mici, unde se simte mai confortabil să rupă. Și de multe ori vedem că o să reușească să spună nu mai degrabă unei relații cu o prietenă cu care nu se simțea confortabil, nu se va duce din prima să-și rupă relația de cuplu. Practic va învăța să pună nu și stop în mai multe relații sau situații toxice din viața ei. Cum spuneam, cu jobul, relația cu prietena, nu știu. Sunt lucruri simple. Gândește că sunt persoane care poate se simt inconfortabil, au o stimă de sine atât de scăzută, încât se simt inconfortabil să-și anuleze o programare la manicură sau la coafură, sau le e teamă să îi spună acelei persoane de la salon că nu le e favorabilă ora pe care le-a dat-o la programare și aleg să se ducă acolo, deși își dau peste cap cu mult programul, doar pentru că le e frică sau le e rușine să zică nu. Și se subjugă practic unei relații care, îți dai seama, ar fi, nu știu, super simplu să-i spui unei persoane la salon că nu e ok ora programată. Da. Deci să înțeleg că relația de dependență cu o persoană este egal cu o relație toxică. Cum am mai vorbit noi în alte emisiuni de relații toxice. Am spus și da, când am vorbit la cealaltă întâlnire pe care noi am avut-o, când vorbeam de relațiile toxice și cele... Am trecut un pic și atunci de relația aceasta simbiotică. Că practic acolo există manipulare între parteneri, există abuz emoțional sau abuz fizic, însă cei doi rămân în relație pentru că niciunul dintre ei nu poate să plece, la mijloc practic leagă această dependență. E cum se spune și o obișnuință? Intervine pe de-o parte și obișnuință, însă de asemenea este subjugarea aceasta și niciunul dintre parteneri nu reușește să pună stop, deși simte că nu este în regulă ce se întâmplă acolo. Adică, dincolo de obișnuință, dacă apare un abuz fizic, ok, mă obișnuiesc să fiu abuzată fizic, dar știu că nu este ok că se întâmplă asta. Persoana este nefericită și totuși continuă. Și devine și mai nefericită. Ce ai spus? Zic, deși persoana este nefericită, este abuzată de partener, este nefericită, trăiește pe pilot automat, practic, în acea relație. Însă nu are putere să iasă mai departe. E același lucru, gândește-te că facem paralele la fel ca la droguri. Și dependentul de heroină știe că în momentul în care își înțeapă încă o seringă își face un rău, însă continuă să facă lucrul ăsta, deși își pune în pericol viața. Și acum să vorbim un pic de jocurile de noroc. Deși știm că foarte mulți și-au pierdut mașinile, casele, soția, soțul, relația cu familia și așa mai departe, ei totuși continuă să joace. Și deși știu, bănuiesc că știu că vor pierde în final, nu? Și ei continuă să joace și stau ore întregi acolo, cheltuind ultimul bănuț. Care este mecanismul aici? Acolo, de fiecare dată, s-ar putea tot la fel cei care semnalează că există o problemă legată de jocurile de noroc să fie tot cei din familie și atunci să apeleze către, să-i trimită pe aceștia către psihoterapie. Trebuie din nou o terapie susținută în care să fie implicați și cei din familie. Din nou să vedem și în spate ce anume... cum ar putea să-și ia funcțional prin alte metode acea fericire. Știi, de multe ori când vorbim de ok, dacă nu manifestăm acest comportament dependent, ce am face cu acei bani? Noi vom economisi, ci ei trebuie, mă refer aici la orice fel de dependență, nu doar la cele de noroc, cu atât mai mult la cele de noroc pentru că se cheltuie sume mari de bani,
acei bani să fie practic cheltuiți, dar să fie cheltuiți mult mai funcțional pe altceva, din care persoana respectivă să simtă plăcere, dar să-și o ia într-un mod funcțional. Practic, aici asta toată chestia. Important e ca persoana respectivă să învețe că dopamina respectivă, recompensa, practic, poate să-și o ia și din altă activitate, nu doar din cea de jocuri de noroc. Uite, am dat trec repede prin revistă și închei partea asta de subiect. Cum am zis, la mâncatul compulsiv. În momentul în care eu vreau să scot comportamentul de a mânca compulsiv, nu-l voi scoate cu totul și în locul lui ce pun. O să pun mâncat compulsiv sănătos. Practic, s-ar putea ca persoana care a mâncat fast food și mâncare nesănătoasă compulsiv să înceapă să aibă o predicție către tot felul de rețete din astea sănătoase, va găti tocmai pentru că ce știi, persoanele care mănâncă compulsiv nesănătos gătesc un gurman de fapt tot felul de rețete. Le învățăm să gătească compulsiv sănătos și să facă rețetele alea mișto, dar din cărți de bucate fitness sau pe anumite tipologii. Practic nimic nu se scoate, totul se înlocuie cu ceva anume. O să punem în loc sport și atunci știm că dependența de sport sau compulsia legată de sport este... Ok, este o dependență, este o compulsie, însă știm că este una mult mai funcțională decât cele de jocuri de noroc, de mâncat compulsiv, de droguri și așa mai departe. Din nou, că tot vorbeam de neurotransmițători și am spus acum de sport, sportul este cel care va regla cel mai bine toată chimia creierului, va avea efectul unui antidepresiv, asta înseamnă că eu încerc la orice persoană care suferă de adicții să fac în așa fel încât să o târâie sala de sport sau la un anumit sport, încât să-și ia, să-și regleze natural toată partea asta de neurotransmițători, plus că odată ce va ieși către o activitate sportivă, ne așteptăm că acolo iese un pic și din izolare socială, dă din nou de alți oameni, leagă niște contacte sociale și va dezvolta un comportament mult mai funcțional. Așa că sportul de multe ori în comportamentele astea compulsive și adictive poate fi o resursă. Știu că tu scrii o carte. Despre ce este vorba? Cartea pe care o scriu se numește Dragă Sofia. Este o carte dedicată tuturor femeilor, pentru femei sofisticate. Sofia este o femeie care experimentează o situație tot la fel de blocaj emoțional și vreau să fiu prin această carte poate resursa sau vocea ei care o va face să se întoarcă către ea, să privească cu blândețe către ea. Sofia e o persoană care face multe lucruri, este o femeie, poate să-i zicem, independentă. Uite că n-am trecut în revistă și independența este un contrascenariu la dependență. Practic e o femeie care face multe, însă acolo trebuie să aibă un pic grijă, să-și pună frână și să vadă mult mai autentic și cu mai multă grijă ce are de făcut și pe toate le voi împărtăși în carte. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Câteva sfaturi pentru telespectatorii noștri care ne privesc și se confruntă cu aceste probleme, cu dependențele. Pe scurt, te rog. Pe scurt, în primul rând, să fim deschiși către a căuta resurse de psihoeducație, fie că le căutăm pe internet sau le găsim în cărți. Să mergem cu mai multă deschidere către psihoterapie. Ok, e pandemie, putem să apelăm la psihoterapie online, putem să apelăm dacă suntem dintr-o altă țară, dacă nu la specialiști din acea țară, putem să apelăm la cei de la noi din țară online, încât să ne se vorbească în limba maternă și să ne simțim mult mai înțeleși și mai bine. Și de asemenea să privim în momentul în care apare